la audață în el. Amin. Îi mulțumesc Domnului că pot să fiu împreună cu dumneavoastră și astăzi m-am bucurat să fiu la masa Domnului, la părtășie sfântă cu Biserica Domnului. Mă simt bine împreună cu dumneavoastră, nu pentru faptul că sunt aici, ci pentru faptul că suntem împreună înaintea Domnului, îl putem slăvi pe Domnul și putem să ne și învățăm unii pe alții, ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne mângâiem unii pe alții. De aceea, îi mulțumim Domnului că avem timp de viață, timp în care putem să-L slujim pe Dumnezeu. Vă mulțumesc la noastră de faptul că aveți răbdare cu mine, în mod special, cu noi, cu toți în general, așa. E frumos și înalt ca să fim cu mulțumire pentru faptul că aveți un timp și fiecare are un timp acum. Timpul care l-aveți mi-a dat și nouă, și mie, în mod special, ca să spun ceva. Sunt că timpul acesta este al fiecăruia, într-un fel. Dar în altfel suntem aici înaintea Domnului cu toți împreună. Și timpul avem de la Domnul, pe care dorim să-l dăm Domnului, dar să le dăm și unii altora pentru a ne putea îmbărbăta. Este un cuvânt frumos, un cuvânt minunat pe care îl citesc. Dar cuvântul acesta aș vrea să îl văd pe altă la mine, Sfântul nostru, un mare cuvânt. În 1 Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17, spune cuvântul așa. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, nu din locul acesta, nu sigur, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. M-am gândit că oare eu consider așa atunci când frații vorbesc din cuvântul Domnului? Că ei vorbesc mie din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Mare lucru. A vorbi din partea lui Dumnezeu, a vorbi înaintea lui Dumnezeu și a vorbi în fața Domnului Iisus Hristos. E lucru deosebit și aș dori ca Domnul să facă ca noi toți de aici să considerăm așa. A vorbi din partea lui Dumnezeu este un lucru atât de mare. A vorbi înaintea lui Dumnezeu, oare tocmai am putea noi vorbi înaintea lui Dumnezeu? Oare am avea cuvinte să vorbim noi ceva înaintea lui Dumnezeu? Ce-a spus oare Iosua, marele preot? Era înaintea lui Dumnezeu. Era acuzat. Era îmbrăcat cum nu trebuia. Dar Domnul în bunătatea lui a spus, îmbrăcați pe Iosua cu haine noi, îmbrăcați cu haine curate, ca să stea înaintea Domnului după voia Dumnezeu. Domnul să ne ajute, frați și surori, ca noi să stăm aici, ca înaintea Domnului și El să ne vorbească. Deja ne-a vorbit prin cuvântul Domnului, prin cântări de laudă, cuvinte minunate, prin recitări, prin sfatul fraților. Deja Domnul ne-a vorbit. El să ne vorbească și în continuare. Amin. Amin. Să dorim lucrul acesta. Am auzit cuvântul Domnului și chiar când am ajuns și eu să citea Psalmul 73, nu tot, dar am cerut voie, fraților, să mă duc până la finalul acestui cuvânt și de aici aș dori să privim puțin în Psalmul acesta, un cuvânt minunat, un cuvânt deosebit. Aș vrea să vă spun că mie mi se părea, sau mi s-ar părea mai normal, ca acest psalm să înceapă cu versetul ultimul. Parcă ar fi mai normal să înceapă cu versetul ultimul, care spune cât pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Parcă așa ar fi parcă mai frumos să înceapă. Dar interesant că așa se termină. Și vedem în psalmul acesta două fericiri, scumpii noștri. Două fericiri. Dar nu începe cu aceasta psalmistul, pentru că și el a fost om, a trecut prin multe și spunea el să fericirea altora, pentru că se uita și el peste gard la vecinul, se uita la cei care nu sunt credincioși, se uita la alții și vedea situația lor, problemele lor, vedea așa cum sunt ei în aparență și spunea versetul 12, așa sunt cei răi,
totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Vedem două fericiri, a celor bogați și a omului lui Dumnezeu. Foarte interesant cum gândește. Prima concluzie a lui este că cei răi sunt totdeauna fericiți. Dar apoi mai la urmă are o altă concluzie și spune: cât despre mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. La început eu să uit la lucrurile pământești, la lucrurile trecătoare, la lucrurile care au o valoare scurtă și o întreguințare scurtă. Să uită la o fericire atât de limitată și vede doar aici. Știți că este o poveste foarte interesantă despre vulturul acela care a fost crescut de un vânător, care l-a prins acolo și l-a crescut la el acolo și tot acolo era el. Și vulturul se recunoaște decât ca și găine, să umble în gunoiul acela, în gunoiul acela. Și asta e fericirea. Asta e. Până într-o zi, când a crescut aripile și se spune că vulturul acela a văzut că lumea și-a putea să zboare, ar putea să meargă și în altul cerului, ar putea să vadă ceva frumos, nu mai gunoiul de aici. Și într-o zi și-a luat și zborul. Mi se întâmplă și nouă de multe ori, că ne uităm aici și vedem aici și vedem fericirea de aici, ca și psalmist, că s-a uitat. Băi, ce bine merge la vecinul meu, Doamne. El nu laudă pe Dumnezeu, el nu merge la biserică, el nu caută să se sfințească. Bă, dar ce bine, e clas, e aranjat, Doamne, îi merg lucrurile bine, copiii sunt în regulă, bogățiile lui cresc, n-are pagubă, bă, eu uite, am problema aia, mai lată, mai am probleme cu copiii, mai cu sănătatea, mai nu mi-are bistra de bine cum ar trebui să o dea la cel ce era lângă el, la gunoaie. Așa se întâmplă, scumpii noștri. Cuvântul arată lucrurile acestea ca noi să luăm aminte. Pentru că la psalmist, la omul Dumnezeu, la Asaf, a trebuit un pic de timp ca să se lămurească. S-a uitat la prima fericire și nu vedea pe a doua. Nu vedea pe cea mai de valoare. Pe fericirea care trece dincolo de lumea aceasta. Fericirea apropierii de Dumnezeu. Fericirea care într-o zi îl va lua pe om în cerul și să spunea dimineață despre Domnul Iisus care a spus că sunt cu voi la masă acum. Voi fi numai a doua oară în cer, acolo, la masa sfântă. Și de multe ori că ne uităm aici și vedem aici și e mai greu un pic să vedem dincolo. Și spunea tot în Corinteni Apostolul Pavel să privim la lucrurile care nu se văd. Asta nu știu cum se spune, nu e un paradox sau așa ceva. Cum adică să privești la lucruri care nu le vezi? Cum să ai speranță parcă la lucruri care ori fi? Descoperiți de minunat să avem credință, să vedem dincolo de lumea aceasta, să-L privim pe Dumnezeu. Dacă ne-am uitat ca psalmistul la vecinul, la oamenii în lume, la ce este trecător, la bogățiile acestea care sunt pe nedrept așa, scumpilor, și bogății care într-o zi pot să le pierzi. Le poți pierde foarte ușor. Mulți oameni bogați au pierdut foarte mult. Poate case, proprietăți, afaceri, au pierdut, s-a întâmplat. Ba, că se întâmplă că omul lasă el bogăția. Se duce într-o zi. Se întâmplă ceva. Și spune înțeleptul Solomon, dacă omul acela, deci, are un copil, după aceea nu are omul acela sau copilul, nu are nicio nădejde, nicio moștenie, nicio speranță de viață, pentru că tot și-a fost salvat. Aceasta nu-i bogăție care trece, scumpii noștri. Bogăția aceea care rămâne. E aceea care rămâne. A avea pe Dumnezeu e atât de minunat. Și partea aceea ultimă, la urmă, după ce omul se lămurește și el la sa, spune, cât pentru mine acum, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Aș vrea să spun doar câteva lucruri despre apropiere. Spune, de exemplu, Iacob, apropiați-vă de Dumnezeu, în capitolul 4, spune acolo Domnul Sfânt, și El se va apropia de voi. Este o condiție aici și este o păcătuință. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Auziți? Să ne apropiem de Domnul și El a promis că se va apropia de noi. Dar ce înseamnă ca cineva să se apropie? Ce înseamnă apropiere? Înseamnă patru lucruri. Dacă vă uitați în dicționarul limbii române, spune
înseamnă patru lucruri cuvântul acesta. Înseamnă a te asemăna cu cineva. Înseamnă a te așeza mai aproape de cineva, în cazul vostru de Dumnezeu. Înseamnă a te împrieteni cu Dumnezeu, în cazul cuvântului Sfânt. Și înseamnă a ți-l face prieten pe Dumnezeu. Dați seama ce lucru minunat înseamnă a ne apropia de Dumnezeu. Înseamnă a ne asemăna mai mult cu Dumnezeu. Înseamnă a ne așeza mai aproape de Dumnezeu. Înseamnă a ne împrieteni cu Dumnezeu și a ne-L face prieten. Oare lucrul acesta este un lucru mic? De aceea a spus Domnul, apropiați-vă de Dumnezeu și Domnul se va apropia de noi, scumpii noștri. Ce frumos! Să ne așezăm mai aproape de Domnul de aici încolo. Să ne asemănăm mai mult de aici încolo cu Domnul. Să ne împrietenim cu El. Posibil că fiecare ar vrea să se asemene cu tare om, cu tare om mare, cu ăla bogat, cu unul care are influență în lumea aceasta, cu unul care poate că e văzut, are multe CD-uri vândute, are multe filme realizate. Și el avea să se asemene cu omul acela. Poate și avea să se asemene cu unul care e foarte bogat. Dar este o asemănare trecătoare. Deja va te îmbraci ca respectivul, deja va te trunzi ca și el, deja va îți face, eu știu, ca și omul acela. Trecător. Dar când te asemeni cu Domnul, când te așezi mai aproape de Domnul, e atât de minunat. Spune cuvântul Sfânt că Maria a s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și s-a pus jos la picioarele Domnului Iisus Hristos. Acum s-a așezat. Să fie cât mai aproape de El. Apostolul Ioan spune cuvântul și-a pus capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. De multe ori mă gândesc așa să fericire. A putea să spui capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Oare cum e copilul ăla care își pune capul pe pieptul mamei lui? Cum e acolo? Cât e nefericit copilul acela? Dacă plânge, dacă e necăjit, dacă are probleme, dacă e bolnav, când a pus capul pe pieptul mamei lui, copilul acela este liniștit. Și spunea David, Doamne, eu sunt ca un copil înțelcat care stă lângă mama lui, scumpii noștri, a ne asemăna cu Domnul, a ne apropia, în a fi aproape de Domnul, înseamnă a spune problemele în mâna lui Dumnezeu. A pune capul liniștit pe pieptul lui. Înseamnă că dacă e o problemă, nu? Și acolo a fost o problemă și ucenicii au zis, nu știm cine cel ce va vinde, cum spunea Domnul Iisus Hristos. Și i-a zis lui Ioan, întreabă tu, că tu ești acolo, cu capul pe pieptul lui. Și Ioan a întrebat pe Domnul Iisus Hristos. Atunci când ne apropiem de Domnul, când problemele noastre îi le punem lui, atunci capul nostru va fi atât de liber. Inima noastră va fi atât de liberă. Vom fi atât de în siguranță. Vom fi în cel mai sigur loc. Când ne apropiem de Domnul, când ne asemănăm cu El, când ne împrietenim cu El, e minunat, scumpii noștri. Cu cine spui problemele? Cu cui spui necazul? Poate nici la mama, nici la tata, dar la prieten, dacă ai un prieten bun, dacă ai un prieten apropiat, e minunat să poți spui și omul deschis la prietenul, știe, domne, fratele meu sau sora mea sau copilul sau părintele, mă înțelege, nu mă înțelege, dar prietenul meu mă înțelege. E lucru minunat și frumos. Cui a spus David situațiile? La prietenul lui, la Ionatan. Dar cine Ionatan era? Era chiar fiul socrului său care îl ura pe David și care căuta să-l omoare. Dar David a fost convins că prietenul lui nu poate să facă asta. Și a spus lui secretul lui, problemele lui, cu atât mai mult scumpii noștri. Atunci când ne apropiem de Domnul, când ne împrietenim cu Domnul, toate problemele noastre îi le putem spune lui. Și ce frumos e să putem să fim liberi. Să fim liberi de îngrijorare. Să fim liberi de frământări, de probleme. Să fim liberi de viitor. Ce va fi, ce se va întâmpla, cum vor merge lucrurile, ce va întâmpla cu lumea aceasta, cu Canada, cu România, cu America, cu Europa, ce se va întâmpla cu situații care vin, cu oameni nelegiuiți, nu știm, nici nu ne interesează. Dacă ne apropiem de Domnul, știm că Domnul
este în control, El este peste toate, slăvit să fie numele Lui. Și când ne încredem în El și când ne apropiem de El, ne bucurăm, Sfântul Iarte. De aceea a spus salmistul, cât pentru mine, Doamne, aceasta e fericirea mea, să mă apropiu de Dumnezeu. Ce lucru frumos! Frații mei, surori, și eu și noi toți suntem. Dacă am căutat alte fericiri, vom fi în mod sigur dezamăgiți. Psalmistul a căutat fericirea care a văzut-o momentan anume și a fost dezamăgit. A spus, Doamne, deja mă, eu m-am curățit, m-am sfințit, uite că situația mea cu mine îmi merge rău tare. Atunci când om caută altă fericire, va fi dezamăgit. Când îl va căuta pe Domnul, când se va apropia de Domnul, când se va asemăna omul cu Domnul și când noi ne vom asemăna cu El, când ne vom împrieteni cu Domnul, atunci vom merge împreună cu El. Ca și Enoch. Ca și Enoch. Și am auzit o frumoasă ilustrație. Spune un frate de la Sâmbătenă, o evanghelizare, spunea că în Timișoara, la o școală, așa, duminicală, mai mulți copii au fost puși să spună cum văd ei relația asta cu a lui Enoch, cu Dumnezeu. Și o fată spune acolo, spunea frate respectiv, că a spus așa, Enoch a tot mers cu Dumnezeu. A tot mers împreună, a umblat, cum spune Scriptura, împreună cu Dumnezeu, au mers ei vorbind, discutând, o mai aproape, împreună, și într-o zi Enoch a zis, Doamne, dar m-am dus prea departe de casă, parcă spre departe. Și Domnul i-a răspunde, și eu o istorie a unei fetițe, așa gândit ea. Și Domnul i-a spus acum, fiindcă ești mai aproape de mine, acum vino și rămâne aici. Și răspunde cuvântul, nu? Că Enoch a umblat cu Dumnezeu și într-o zi nu s-a mai găsit pentru că l-a luat Dumnezeu. Ce frumos e să ne apropiem de Domnul tot mai mult, tot mai mult. Și într-o zi poate vom fi departe de lumea aceasta, de lucrurile lumii. Dar vom fi aproape de Domnul, vom fi cu El, vom fi cu prietenul nostru care pentru noi ce-a făcut? Și-a dat viața, a murit în locul nostru, a plătit datoria noastră, aceea mare, de 25.000 de galbeni. A plătit-o Domnul Iisus Hristos, vom fi cu El, vom fi fericiți cu El. Și vom spune și Doamne, n-am altă fericire decât să mă apropiu de Tine, Doamne. Tu ești fericirea mea. Tu ești tăria mea, Doamne, Tu ești tăriul meu. Facă, Domnul, ca noi să primim cuvântul acesta, să ne apropiem de Domnul cât mai mult. Dar nu oricum, ne spune cuvântul acolo, prin Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne apropie și sunt multe cuvinte. Eu rămân la acestea, zic că fratele păstor să aibă și mine Lui în cuvânt pentru Biserica Domnului. Acolo spune cuvântul în Evrei, capitolul 10, frumos, cum să ne apropiem și noi știm cuvântul acesta, doar ni-l reamintim, spun din noștri, pentru că noi știm cuvintele acestea, dar să nu uităm că e minunat să ne apropiem de Domnul, e minunat să ne împrietenim cu Domnul, să ne așezăm cât mai aproape de Domnul, dar să ne apropiem nu oricum. Ne spune cuvântul aici, în Evrei, capitolul 10, cuvinte frumoase și minunate, și spune așa, astfel, dar fraților, începutul versetul 19, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe care cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile curățite și stropite și curățite de un curând rău și cu trupul spălat, cu o apă curată. Domnul să ne ajute ca noi să ne apropiem de Domnul în fiecare zi și noi să mărturisim și poate Domnul să dea putere ca să putem mărturisi de fapt cuvântul acesta. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Facă Domnul ca să fericire, să fie în inima mea, în inima mea voastră, în inima familiei noastre, copiilor noștri și Domnul să ne facă fericiți apropiindu-ne de El. Domnul să fie slăvit. Amin.